Prima ediție a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași a debutat astăzi cu Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Mitropolitană de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Trei coruri psaltice au oferit cu acest prilej răspunsurile liturgice. Festivalul de muzică bizantină de la Iași a început astăzi la Catedrala Mitropolitană. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a evidențiat importanța acestui festival pentru promovarea muzicii bizantine. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Sfântul Ioan Damaschin din Novi Sad, Serbia, grupul psaltic Nectarie Protopsaltul din București și corul Chivotul din Iași. Ziua de astăzi închinată Sfântului Antimi Vireanu coincide cu începutul unei lucrări, zicem noi, frumoase și duhovnicești, în care cântărețe de strană din mai multe zone ale Bisericii Ortodoxe, veniți aici la Iași, să aducă slavă lui Dumnezeu pentru că a dăruit darul cântării oamenilor care să fie spre slava Lui și spre mângâierea sufletească a credincioșilor ca ajutor pentru rugăciunea lor. Sfântul Sfințit Mucenic Antim să ne ajute și pe noi cei de astăzi să purtăm conștiința Bisericii Ortodoxe Universale, să o trăim fiecare în neamul nostru, dar având același duh de rugăciune, de jertfă, de păstrarea dreptei credințe și de slavă adusă lui Dumnezeu cel întreime lăudat. Festivalul de muzică bizantină de la Iași se anunță a fi cel mai mare eveniment din țară dedicat artei muzicale bizantine. Reunind la Iași interpreți renumiți, prima ediție a festivalului va transforma Iașul pentru 5 zile într-o capitală a cântului bizantin.